Potrivit normelor legale în vigoare, mai exact hotărârea numărul 577 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurării alegerilor locale din anul 2020, guvernul, prin ministere, prin reprezentanții în teritoriu, trebuie să asigure anumite lucruri pentru desfășurarea votului în condiții de pandemie. Mănuși, dezinfectanți, măști și așa mai departe. Cu numai cu mai puțin de o săptămână înainte de ziua votului, primind de la instituția prefectului această adresă, prin care ni se spune așa: având în vedere prevederile HC577, vă informăm că vor fi distribuite materiale de protecție sanitară după cum urmează. Câte 5 măști pentru președintele obținător membrii biroului, câte o mască pentru personalul tehnic al biroului electoral secțiilor de votare, atenție, un număr de 11.935 de măști pentru alegători. Din 76.122 de alegători înscriși pe lista electorală permanentă la Târgoviște. Cum facem, domnul prefect? Cum împărțim măștile? 1 da, 4 nu? Că așa, cam așa e proporția. De fapt, 1 da, 5 nu. Asta facem? Domnul Orban anunța în urmă cu aproximativ o lună că a lansat licitația, că achiziționează măști, că totul va fi extraordinar. Cu nicio săptămână înainte de alegeri, informează primăriile că nu pot asigura măști decât pentru 15% din alegători. Iarăși discutăm de un caz de iresponsabilitate. Noi la Târgoviște suntem obișnuiți cu chestiunea aceasta, în contextul în care, pentru debutul anului școlar, am fost singura unitate administrativ-teritorială din Dâmbovița care nu a primit niciun ban. De parcă la Târgoviște nu a început școală. A început în condiții bune, dar nu mulțumită guvernului, ci prin eforturile comunității locale. Da? Revenim. Dacă n-ar fi fost semnată și însușită de toată lumea, aș fi crezut că e o glumă. În acest context însă, vreau să-i asigur pe toți târgovișteni că Primăria Municipiului Târgoviște va asigura diferența de măști, astfel încât procesul electoral să se desfășoare în condiții de deplină siguranță.